Conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași este acuzată că ar fi închiriat două telefoane de ultimă generație pentru suma de 800 de euro pe lună. În același timp, angajații spun că aceeași conducere nu ar achiziționa imunoglobulina pentru că ar fi prea scumpă. Întreaga situație a intrat în vizorul autorităților, care au anulat procedura de licitație pentru închirierea telefoanelor mobile. Pe 1 noiembrie, Spitalul de Copii Sfânta Maria a anunțat achiziția în sistem de închiriere a două telefoane pentru aproximativ 3.900 de lei pe lună, adică în jur de 800 de euro pe lună. Anul trecut, Spitalul de Copii Sfânta Maria achiziționase tot din banii publici două telefoane. Am realizat o verificare împreună cu conducerea spitalului, din care a rezultat că achiziția directă respectivă nu a fost finalizată, ea fiind refuzată de spital ca fiind inoportună. Trebuie precizat că și în consecință în SEAP s-a demarat anularea procedurii respective, acestui proces de achiziție directă. Trebuie precizat că serviciile de telefonie se achiziționează conform legislației într-un mod centralizat prin intermediul ONAC. În luna iunie, directorul economic al spitalului ar fi refuzat să achiziționeze imunoglobulină pentru că este prea scumpă și ar fi cerut medicilor să administreze unui copil o doză mai mică pentru a face economie. Pe de altă parte, reprezentanții Consiliului Județean Iași spun că ar fi o problemă cu stocurile de imunoglobulină. Spitalul are tot bugetul necesar pentru achiziția acestui medicament. Există, într-adevăr, la nivelul pieței, o problemă cu stocul la furnizor. Majoritatea comenzilor care nu s-au putut efectua, nu s-au efectuat din cauza refuzului furnizorilor de a furniza imunoglobulină din lipsă de stocuri. Mai mult decât atât, conducerea spitalului afirmă că licitația pentru închirierea telefonelor ar fi fost respinsă. Au fost două referate pentru telefoane de linii de gardă defecte și s-a făcut acea achiziție, cerere pe SICAP de acceptare pentru închiriere, noi fiind cu ONAC-ul. Directorul economic a considerat inoportună varianta găsită, achiziția nu s-a realizat, în continuare cele 72 de telefoane pentru spital sunt pe ONAC. Reprezentanții spitalului spun că există referatele pentru telefoanele de gardă.